Salvarea animalelor este o misiune pe cât de nobilă, pe atât și de periculoasă. Dacă este vorba despre salvarea animalelor de pradă, nu de puține ori oamenii care și-au propus să salveze un astfel de animal, ulterior singuri aveau nevoie să fie salvați. Într-adevăr, nu este de glumit cu un animal stresat, flămând și panicat. Te poți aștepta de la acesta la orice, pentru că instinctul de atăcător la aceste animale depășește de foarte multe ori sentimentul de recunoștință față de persoana cărei datorează viața. Salut, prieteni! Cu voi este Ion și pentru astăzi am pregătit un episod foarte captivant, în care un grup de muncitori săpa o groapă, iar descoperirea a fost uimitoare. Haideți să vedem împreună ce au descoperit! Nu se știe cum, dar acest urs a nimerit într-un tub subteran de beton. Muncitorii săpau o groapă pentru a ajunge la acest tub, prin care erau trecute cabluri telefonice. Deodată cineva din ei a auzit un mormăit în tub. Când tubul a fost spars, a fost clar că acolo era un urs mare și feroce. Iar reieșind din agresivitatea pe care o manifesta, era clar că acesta era speriat și foarte flămând. Muncitorii nu aveau o altă soluție decât să facă o gaură mare în tub pentru a permite animalului să iasă de acolo. Totodată, fiecare muncitor fiind nevoit să-și caute un ascunziș sigur. Aceasta a fost totul pentru astăzi. Prieteni, mereu când salvați viața unui animal, gândiți-vă puțin și la viața voastră, căci uneori este mai bine să apelăm la serviciile speciale de salvare decât să ne punem viața în pericol. Dacă v-a plăcut acest episod, neapărat distribuiți-l prietenilor voștri. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne revedem foarte curând la un nou episod foarte interesant. Pa, pa!